Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Fetița care s-ar fi intoxicat cu paracetamol a murit la spitalul din București, unde fusese transportată vineri cu un elicopter Smart. Susținătorii lui Ilan Șor au ieșit și astăzi să protesteze. Aceștia au venit în fața primăriei capitalei, unde Andrei Năstase susținea o conferință de presă. Fostul deputat comunist Alexandru Petkov a cerut procuraturii să cerceteze penal pe primarul de Orhei pentru amenințările făcute în timpul protestului de vinerea trecută. Pe terenul unde va fi ridicat arena Chișinău se lucrează cu spor. Muncitorii dau jos livada, iar geologii testează solul. Vă arătăm imagini la știri. Fetița de 5 ani, care vinerea trecută a fost transportată cu elicopterul la București, a murit. Informația a fost confirmată de Ministerul Sănătății. Micuța s-a intoxicat după ce ar fi luat paracetamol în exces. Pe de altă parte, rudele acuză medicii de la Sângerei că au reacționat nu corespunzător. Ministerul a creat o comisie pentru a face lumină în acest caz. Potrivit Ministerului Sănătății, micuța a decedat ieri în timp ce se afla la un spital pentru copii din București. Copilul a fost transferat în stare foarte gravă cu pericol de viață la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde a fost continuată terapia antidot, efectuată o ședință de epurare hepatică, dar toate manoverile salvatoare nu s-au dat succes și fetița a decedat. Între timp, rudele familiei, citate de jurnal.md, acuză medicii de la Spitalul Raional Sângerei de moartea copilului. Sub protecția anonimatului, una dintre rude ar fi declarat că fetița nu s-a intoxicat acasă cu paracetamol, așa cum s-a anunțat. Pe 16 iulie, fata a fost internată acuzând semne de răceală. Pentru că timp de 2 zile nu-i scădea febra, mama i-ar fi dat câteva pastile de paracetamol. După internare, fetița deja s-ar fi simțit mai bine, iar peste o zi copilul ar fi intrat în comă de gradul 3. La rândul său, directorul Spitalului Raional Lilian Brânză a negat aceste acuzații și a menționat că medicii nu poartă nicio vină și că părinții se fac responsabili. Ministerul Sănătății a dispus inițierea unei anchete pe marginea acestui caz. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a abilitat Institutul Mamei și Copilului pentru a examina toată asistența medicală acordată pacientei de la prima adresare în cadrul Spitalului Raional Sângerei. Pe 20 iulie, fetița, în stare de comă, a fost transferată de la Institutul Mamei și Copilului la București cu un echipaj aeromedical Smurt pentru alte metode de tratament, inclusiv transplant hepatic. Aceasta însă nu a mai putut fi salvată. Accident fatal pe traseul Chișinău-Bălți, un bărbat de 36 de ani, originar din satul Bilicenii Vechi, Raionul Sângerei, a murit după ce motoreta pe care o conducea s-a lovit cu o mașină. Tragedia s-a produs ieri după masă în Raionul Sângerei. Potrivit inspectoratului de poliție Sângerei, bărbatul de pe motoretă a încercat să intre pe șosea de pe un drum secundar, fără însă a cedat trecerea automobilului care se deplasa regulamentar. În rezultat a fost lovit în plin și a murit pe loc. În automobilul implicat în accident se aflau 3 persoane, șoferul în vârstă de 40 de ani, soția și fiica sa. Aceștia nu au avut de suferit. Etilotestul a arătat că șoferul nu a consumat alcool. De acest caz a fost inițiat un dosar penal. Susținătorii lui Ilan Șor au început săptămâna cu noi proteste. Zeci de oameni s-au adunat în fața primăriei Chișinău, invocând nemulțumirea de data trecută, salvarea magazinelor sociale, care, în opinia lor, ar urma să fie închise de liderii opoziției. Au venit la primărie pentru că aici Andrei Năstase a susținut o conferință de presă. După această manifestație, oamenii au mers și la sediul PAS. În replică, reprezentanții partidelor acuzate susțin că nu au nicio legătură cu magazinele sociale. Nici nu a reușit bine să înceapă conferința, că în fața primăriei și-a făcut apariția membrii și simpatizanții partidului Șor. Vor să închide magazinele sociale, farmaciile sociale, dar cum noi să cumpărăm? Cu pensiile este în mizerie. Cum noi să cumpărăm? Nimeni nu ne ajută pe noi pensionarii. Mâine n-am много легче, дешевле. Очень дешевые это вот. Я благодарна Шору. După câteva îmbrâncele, cele două tabere s-au despărțit, iar reprezentanții PPDA au plecat de la fața locului. Nici protestatarii nu s-au reținut mult în fața primăriei, continuându-și manifestația la sediul PAS. Acolo o femeie a declarat că datorită magazinelor sociale, în Orhei ar fi dispărut cerșetorii. La noi în Orhei stăteau cu mâinile închise de când este domnul
De protestatari s-a apropiat președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, Andrei Popov, care a încercat să afle de la manifestanți dacă știu pe ce bani activează magazinele sociale. Как финансируются эти магазины? Откуда эти деньги? Это уже спрашивайте выше. Кого? Кого выше? Кого спросить? Из бюджета города. Из бюджета города. Как вас зовут? Простите, простите. Кому тебя? А какая разница? Ну как же, я зовут... Елена, ну допустим. Значит, деньги из бюджета города. Из бюджета города. Вы уверены в этом? Уверена. Да где он здесь он банник? Ну вы интриваться. Sincer, nici nu prea mă interesează de unde sunt banii. Dar cine finanțează aceste carduri? Nimeni nu finanțează, totul e gratuit. Reprezentanții celor două partide de opoziție au menționat că învinuirile protestatarilor sunt lipsite de logică, din motiv că nici PAS, nici PPDA nu au cum să închidă magazinele sociale, iar prin acest protest se urmărește intimidarea membrilor mișcării de rezistență. Platforma din Etat și Adevăr, dar din câte știm, nici partenerii noștri de la PAS nu au avut absolut niciun demers în vederea închiderii acestor magazine sociale, cel puțin pentru faptul că nici nu suntem la guvernare, nici nu suntem, nu avem cum să facem chestia asta. Cei care au furat miliardul încearcă să pună piedici mișcării de rezistență, însă nemulțumirea populară nu poate fi oprită. Nu este prima dată când oamenii lui Șor dau buznă la conferințele anunțate de liderii opoziției. Ultima dată, vinerea trecută, aceștia au organizat un protest de amploare în fața sediului PAS și PPDA, pe motiv că formațiunile ar intenționa să închidă magazinele sociale. Anterior, fracțiunea PLDM a cerut în Parlament audierea raportului de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, care prevede ajustarea legislației privind răspunderea pentru finanțarea partidelor politice. PLDM a adus ca exemplu partidul Șor, care dezvoltă magazine sociale cu aceeași denumire și care sunt tratate ca o formă de corupere a electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare. În declarație au figurat și fundația lui Vlad Plahotniucă de Elvaiz, dar și din suflet patronată de prima doamnă. Între timp, fostul deputat comunist, jurnalistul Alexandru Petkov, a depus o sesizare la procuratură prin care solicită ca Ilan Șor să fie cercetat penal, pentru că în timpul protestului de vinerea trecută ar fi amenințat cu răfuiala fizică mai multe persoane prin discursurile sale. Потому что они сволочи. И под плинтусом будут жить всю свою жизнь эти негодяи из паскуды. Мы им покажем, где их место. Значит, проплаченные журналюги, которые позволяют себе писать гадости про людей. Я хочу вас предупредить. Как только я приду к власти, это будет скоро. Каждого из вас ждет жесткая иллюстрация. Поэтому прекратите, или вам будет больно. Все, вы достали. Я предупреждал. Говорили про меня, я терпел. Но позволите себе унижать народ, позволите себе обижать народ, я вас достану. Totodată, în plângerea sa, Petkov a mai cerut tragerea la răspunderea responsabililor din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Potrivit lui, oamenii legii trebuiau să interzică protestul. Deocamdată, atât Ilan Șor, cât și IGP nu au comentat sesizarea depusă la procuratură. După discursul video în care Ilan Șor a promis lustrație jurnaliștilor după ce va veni la putere și câteva organizații de media au lansat o declarație prin care și-au exprimat îngrijorarea față de aceste amenințări, Procuratura Generală nu a venit până acum cu vreo reacție. Procuratura Anticorupție oferă noi detalii despre dosarul gărilor și stațiilor auto, potrivit sursei, din numărul de persoane reținute inițial, 6 sunt cercetate în stare de arest preventiv, iar alte 3 în arest la domiciliu. Suspecții dețineau funcții de răspundere în cadrul întreprinderii de stat, gările și stațiile auto, fiind acum învinuiți de corupere pasivă, activă și abuz în serviciu. Aceștia au fost reținuți săptămâna trecută de procurorii și ofițerii anticorupție după ce au efectuat percheziții la gările auto din 9 raioane ale țării. Verificările au avut loc într-o cauză penală privind colectarea ilicită de bani de către persoane publice din cadrul întreprinderii, de la operatorii de transport și șoferii de curse naționale și internaționale. De la fiecare subdiviziune a stațiilor gării, în medie, se percepea o taxă lunară ce varia între 3 și 50 de mii de lei, acumulată de la șoferi pentru diverse încălcări. Mai mult, fiecare angajat, în funcție de postul pe care îl deținea, era taxat lunar cu sume de până la 1100 de lei. Acești bani erau transmiși funcționari ierarhic superiori, taxele fiind mărite periodic de către beneficiarii sumelor colectate ilegal. Urmărirea penală continuă. Primarul interimar al Capitalei se opune revenirii lui Mihai Moldovanu, fotoliu de șef al Direcției Sănătate, potrivit lui Codreanu, chiar dacă judecătoria Chișinău a anulat dispoziția de eliberare semnată de Silvia Radu. Personal, nu are de gând să-l accepte la muncă. Primarul interimar susține că va ataca decizia la Curtea de Apel. Moldovanu nu a răspuns la telefon pentru a comenta aceste declarații.
Nu este restabilit, permiteți-mi să vă corectez. Domnul Moldovanu i s-a dat câștig de cauză în prima instanță, dumnealui nu este restabilit în funcție. Restabilirea în funcție se face prin dispoziția primarului. Eu n-am semnat și nu am de gând să semnez nicio dispoziție. Potrivit lui Codreanu, decizia judecătoriei Chișinău urmează să fie atacată la Curtea de Apel. Noi vom merge conform procedurii la Curtea de Apel, instanță mai departe, ca să apărăm poziția instituției pe care deocamdată o reprezenta primăriei municipiului Chișinău. Am încercat să-l contactăm pe Mihai Moldovanu, dar acesta nu a răspuns la apelurile noastre telefonice. Anterior, Silvia Radu a semnat dispoziția de eliberare din funcția de șef al Direcției Sănătate pe Mihai Moldovanu pe 29 martie 2018, iar motivul ar fi fost starea proastă a lucrurilor din domeniul sănătății. Pe 17 iulie, judecătoria Chișinău a anulat dispoziția de eliberare semnată de către fostul primar interimar Silvia Radu. În document se spune că dispoziția semnată de către fostul edil este una ilegală. Decizia instanței a fost salutată de către Mihai Moldovanu, care consideră că în acest fel i s-a făcut dreptate. Dispoziția judecătoriei Chișinău este cu drept de atac la Curtea de Apel. Lucrările pentru construcția arenii naționale sunt în toi. Muncitorii defrișează livada cu mere care a aparținut colegiului vinicol. Între timp, acolo au loc și lucrări de testare a solului cu scopul de a afla cât mai multe despre calitatea și gradul de rezistență al acestuia. Anterior, ministrul economiei a menționat că arena ar urma să fie gata vara viitoare. Costul total al proiectului este de 50 de milioane de euro. Astăzi, pe terenul din Stăuceni, unde urmează să fie ridicată arena, mai mulți lucrători ai Institutului de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru extrageau probe de sol, printre pomii de mere dați deja la pământ. Dacă vedeți, este instalație de foraj, forează sonda cu preluarea probelor. Noi dăm toate proprietățile ale pământului, proprietăți fizice, mehanice, la înflare, la tasare. Noi dăm și informații despre hidrogeologie, nivelul apelor subterane, calitatea apelor, agresivitatea lor față de beton armat. Aceste date urmează a fi folosite pentru a determina inclusiv adâncimea fundației și dacă solul prezintă risc de a se denivela. Preliminar, rezultatele sunt pozitive, dă asigurări inginerul geolog. Nu, terenul e dat, e bun pentru construcții. Nu avem alunicări de teren, panta nu e înclinată, apele subterane mai adânc de 10 metri. În același timp au loc lucrări de defrișare ale livezilor de mer ce se întind pe o suprafață de 10 hectare. Livada a aparținut anterior colegiului de excelență de viticultură și vinificație, din proprietatea căruia a fost preluat terenul. Conform autorităților, livezile nu ar fi fost îngrijite în ultimii 3 ani. Terenul pe care urmează a fi construită arena polivalentă, promovată de partidul de la guvernare, măsoară 69 de hectare. Proiectul parteneriatului public-privat prevede doar 10 hectare destinate clădirii arenei naționale, iar restul de 59 vor fi folosite pentru dezvoltarea unei zone de agrement. Nu, văd, este vsea teritoria, parcovki, baseine, ateli, găsinișni complex. Adițional, statul și-a luat angajamentul să contribuie cu 200 milioane de lei. De cealaltă parte, agentul economic va întocmi proiectul și va suporta cheltuielile de construcție și gestionare. Arena va fi construită de o companie turcească, singura care a depus dosarul la concurs. Săptămâna trecută, deputații liberali au cerut ca ministrul Gaburici să fie audiat în Parlament pentru a explica modul în care a fost aleasă această firmă, având informație că Igor Dodon ar fi influențat rezultatele concursului, având o înțelegere cu directorul firmei câștigătoare. Ministrul Economiei și al infrastructurii nu a mai ajuns în Parlament, pentru că inițiativa liberalilor nu a fost susținută de majoritatea parlamentară. În timp ce mulți îl pun pe foc, un meșter din Orhei de 20 de ani dă o nouă viață lemnului. Cel mai mult lucrează în tei, că este cel mai bine se prelucrează, este moale, nu prea crapă, se usucă mai ușor, da. Dar a încercat și în stejar, și în nuc, tot are textură frumoasă. Ce opere de artă este în mâinile meșterului și ce lucrare cioplește acum, vă arătăm la știri. Un camion s-a răsturnat astăzi la ieșire din capitală după ce s-a lovit violent cu Mercedes. Ambii șoferi au fost transportați la Institutul de Medicină Urgență cu traume în regiunea aparatului locomotor și al cutiei toracice. După ce au fost investigați de doctori, aceștia au fost externați.
Impactul a avut loc la amiază, în apropiere de Vatra. La fața locului au intervenit medicii de la ambulanță și poliția. Șoferul automobilului de model Mercedes în vârstă de 69 de ani ar fi pierdut controlul volanului și s-ar fi tamponat în autocamionul condus de șofer în vârstă de 31 de ani, care ulterior s-a inversat. Iar șoferul vinovat riscă să fie sancționat cu amendă în mărime de 1.500 lei, 6 puncte penalizare. Ambii șoferi au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă. Aceștia au suferit traumatism al aparatului locomotor și cutiei toracice. Starea lor deocamdată este stabilă. Totuși, pacienții se află încă în proces de investigație. Ulterior, medicii vor stabili gravitatea traumatismelor suferite și dacă bărbații urmează sau nu a fi internați în secția de profil. Oamenii legii investigează cazul pentru a stabili vinovatul. Alte persoane, în afară de șoferi, nu au avut de suferit. Acuzațiile în jurul cafenelei Guguță continuă. Membrii PPD cer Consiliului Municipal Chișinău să readucă terenul în domeniul public. Andrei Năstase consideră că în spatele afacerii ar sta Vlad Plahotniuc. Pentru a se face auziți, membrii PPD intenționează să protesteze mâine la primărie, chiar în timpul ședinței Consiliului. Cerem niște acțiuni importante pentru salvarea zonei parcului, zonei istorice, ce ține de terenul aferent cafenelei Guguță. Să determinăm Consiliul Municipal Chișinău să treacă din domeniul privat al municipalității terenul în domeniul public pentru a-l putea proteja împotriva ilegalităților la care urmează să-l supună acest criminal Plahotniuc, având la dispoziție niște hotărâri judecătorești. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat a respins acuzațiile lansate în adresa lui Vlad Plahotniuc și a spus că declarațiile făcute de Năstase sunt electorale. Construcția unei clădiri multietajate în locul cafenelei Guguță a fost aprobată luna trecută de Curtea de Apel, atunci când instanța a rejudecat cazul început în 2015. Compania care deține cafeneaua Guguță a primit și dreptul de a privatiza terenul. Săptămâna trecută, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a aprobat proiectul de construcție a clădirii cu 8 etaje în locul respectiv. Cu toate acestea, pentru a demara construcția, agentul economic trebuie să obțină în cadrul aceluiași Consiliu un nou aviz pozitiv la proiectul de execuție pe care urmează să-l facă. Potrivit portalului Newsmaker, compania care va construi centrul comercial a cumpărat cafeneaua în 2017 de la firma Finpar Invest, despre care presa a scris că ar fi controlată de apropiații lui Vladimir Plahotniuc. Angajații Direcției Locativ-Comunale din cadrul Primăriei Chișinău acuzați de fraudă de primarul interimar. Potrivit lui Ruslan Codreanu, aceștia ar fi decontat 10.000 de lei pentru combustibil. Asta în timp ce automobilele de serviciu fie erau stricate, fie stăteau parcate în garaj. Informațiile au ieșit la suprafață în urma unui audit intern efectuat pentru perioada 2017-2018. Actualul șef al direcției susține că va fi pornit o anchetă de lucru, iar cei care vor fi găsiți vinovați vor fi trași la răspundere. Întreprinderea de sector centru se decontează benzina sau motorina, chiar dacă HACO, tractorașul, stă la reparație. Stând la reparație, nu ne parcurgă nici un kilometru pe zi și decontez benzina de 700.000 de lei, e o problemă. Sunt și rapoartele Curții de Conturi anterioare care la fel prevedeau astfel de cheltuieli ineficiente de către MSL-uri și MGF-uri. Actualul șef al Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdomov, care se află în fruntea direcției din luna aprilie, a precizat că aceste mașini de serviciu se află într-o stare tehnică proastă. Din informația pe care o posed, știu că practic jumătate sunt defectate. Sunt defectate în viziunea mea din motivul că nu au fost executate lucrările de întreținere și reparații a lor la momentul potrivit. Actualul șef susține că va cerceta cazul pentru a stabili persoanele implicate în aceste infracțiuni. Respectiv o să inițiez o anchetă, o să ne uităm. Persoanele responsabile de aceste fapte vor fi sancționate conform legislației în vigoare. El urmează a fi făcut un plan de acțiuni și responsabilizate persoanele, pentru că nu degeaba am instalat GPS-uri, anume ca să vedem câți kilometri parcurge pe zi un tractor și câtă benzină cheltuie. Auditul intern a scos la iveală și alte presupuse abateri. De exemplu, angajații direcției au avut nevoie de 80.000 de lei pentru vopsirea unor țevi dintr-un subsol. Contactat de echipa noastră, Petru Gontea, care a condus direcția până în această primăvară, nu a fost de găsit pentru a comenta acuzațiile. Auditul a fost făcut pentru activitatea întreprinderii din perioada 2017-2018.
Porțiunea de drum din satul Vavareuc a devenit cunoscut după ce un internaut a filmat cum asfaltul se desprinde. Cu mâna a fost inspectată de ministrul economiei. Potrivit lui Kiril Gaburici, acuzațiile sunt niște speculații, pentru că drumul încă nu a fost făcut în totalitate, acesta fiind abia primul strat. Problema drumului din Vărvăreuc a ieșit la iveală după ce un locuitor al satului a postat pe Facebook un filmuleț în care arată cum a fost făcut drumul în localitatea sa. În video, el rupe cu ușurință bucăți din asfaltul pus recent. Ia că uitați, un piglot pus, ia că asfalt, scotiem. Îi fac drumuri am înainte de aliejertet. După ce filmulețul a devenit viral pe internet și a trezit un val de critici din partea internauților, ministrul economiei a mers ieri în localitate să discute cu muncitorii. Și voi n-ați finisat încă? Nu am finisat, noi tăiem. Noi tăiem, pur și simplu așa e procesul tehnologic. Noi tăiem și mergem de-am peste ei să mergem 4 cm. Într-o postare pe Facebook, Gaburici a precizat că, de fapt, drumul este gata în proporție de doar 20%, iar ceea ce s-a văzut din postare este stratul de egalizare. Potrivit ministrului, lucrările sunt făcute calitativ, în termen și parțial, din resursele antreprenorului. Acesta nu este singurul caz în care cetățenii semnalează lucrările de proastă calitate a drumurilor noi construite. Luna trecută, tot pe Facebook, au apărut imagini și cu drumul din Vișneovca, raionul Cantemir. Atunci, reprezentanții companiei care au efectuat lucrări de reparație au spus că de vină s-ar face șoferul unui tir. Proiectul Drumuri Bune pentru Moldova a fost lansat și promovat de către Partidul Democrat, în cadrul căruia urmează a fi reparate 1200 de kilometri de drumuri locale. Învață de mici să construiască tractoare sau avioane, iar pentru asta folosesc materiale reciclabile. Este vorba de copiii care merg la Centrul de Creație Tehnică din Orhei. Directorul instituției păstrează lucrări vechi de peste 20 de ani. Zilnic, la centru vin copii de diferite vârste ca să deprindă de mici diferite meserii, iar lucrările acestora pot fi cumpărate la expoziții și târguri. Mihai este în clasa a patra. El vine la centru de creație tehnică de 3 ori pe săptămână după lecții. Și ce faci tu aici? Construiesc bărci, desenez vulpi. Dar ce vrei să devii când o să crești mare? Un constructor. Pe Alexandru și Mihai i-am găsit în secția IT. Băieții vin aici des, fie să joace șah la calculator, fie să învețe meserii. Mă joc la artizanat tot. Mă joc... În ce secții îți place cel mai mult? La desen. La centru sunt 13 secții unde copiii învață să deseneze, să prelucreze lemnul, să construiască tehnică agricolă, maritimă și aviatică. Adolescenții muncesc la o construcție chiar și câteva luni, apoi le expun la diferite concursuri. Ei lucrează cu diferite materiale, cu diferite din deșeuri, din lemn, cu placaj, cu... Deci... Și confecționează aceste automobile, voi vedeți tractoare diferite, combinele, fiindcă se folosesc diferite materiale, căruțele sunt făcute din papier mașă, din hârtie. Și directorul a fost cândva elev al centrului. A revenit aici acum 20 de ani. Istoria acestei bărși are 20 de ani, deci când m-am întors să ne pun în funcție de director, servitoarea punea în sac cu la foc. Și stați că asta nu e terminată, era egală înăuntru. E din lemn făcut și oplit și înăuntru e goală. Și o barcă care tot are mai mult de 30 de ani decât școala era deschisă, cred că... La centru activează 13 profesori care îi ajută pe copii să îmbrățișeze o profesie de mici. În această încăpere, copiii învață prelucrarea lemnului, iar lucrările pe care reușesc să le confecționeze sunt demne de orice magazin de jucării. Spre exemplu, acești căluți au fost realizați de un absolvent al acestui centru, iar banii câștigați de la vânzarea lor au fost folosiți pentru organizarea diferitor manifestații chiar aici în centru. Două avioane confecționate la centru au fost dăruite ministrului apărării din SUA când a fost într-o vizită în Moldova. Cercul de aeromodelism. Deci copiii confecționează diferite copii la diferite avioane, cum sovieti și americani din toate țările. Deci copiii clasa nouă, sunt și care mai mari, deci doi copii fac o lucrare care primesc primul certificat de absolvire centrului. Lucrările realizate aici au fost prezentate la concursuri naționale și internaționale, unde au obținut locuri de frunte. Anul acesta, Centrul de Creație Tehnică din Orhei a fost frecventat de 590 de elevi. În timp ce mulți îl pun pe foc, un meșter din Orhei dă o nouă viață lemnului. De 20 de ani, meșterul îl cioplește cu multă dăruire și face din el fel de fel de sculpturi. Unele sunt de o șchioapă, altele, în schimb, sunt impunătoare și pot ajunge chiar și la 2 metri înălțime. Și așa, sculptură cu sculptură, atelierul lui Eugen Godoroja s-a umplut cu urși, tigri, bufnițe, piese de mobilier, toate cioplite în lemn.
Pentru Eugeniu Godoroj, sculptatul manual este mai mult decât o profesie sau o pasiune trecătoare. Este ceea ce face de mic copil cu plăcere. Eu am început din copilărie să desen, să mai mult modelam din plastilină. Apoi tatăl mi-a spus că ar fi bine să fie în ceva material să păstreze, ceva mai dur. Și asta am trecut la lemn, că era mai accesibil. A absolvit o facultate de arte plastice și design și dacă la început cioplea mai mult animale, acum are în colecția sa lucrări dintre cele mai variate. Participând la expoziții, mi-a venit așa idee că să fac ceva pentru gospodine, ceva veselă, iată această rățușcă care se spune că aduce noroc în casă. Și apoi, iată, așa, covată, tot, spate făcut ceva ca fructieră. Meșterul și-a amenajat un atelier la marginea orașului, unde se refugiază pentru a munci în liniște. Aici a creat și condiții optime pentru păstrarea lemnului din care urmează să facă sculpturile. Cel mai mult lucrează în tei, că este cel mai bine se prelucrează, este moale, nu prea crapă, se usucă mai ușor, da. Dar a încercat și în stejar, și în nuc, tot are textură frumoasă. Cel mai greu de realizat sunt lucrările de cult religios. La ele, meșterul poate lucra chiar și câteva săptămâni. O astfel de sculptură poate avea de la câțiva zeci de centimetri până la peste 2 metri. Poate lua forma oricărui animal și să stea în grădină timp de zeci de ani dacă este prelucrată corespunzător. Este un tigru. Da, uite să vă arăt cum, să vedeți cum se cioplește. Da, uneori da, uneori lucrez la dânsele, dacă nu-i comandă, le las, pe urmă revin iară la dânsele mai târziu. Lucrările meșterului din Orhei au ajuns și peste hotarele țării, cum ar fi în România sau Germania. Pe lângă sculpturi artistice sau veselă, Eugeniu cioplește și piese de mobilier. Asta e una dintre cele mai mari lucrări, să fie scaun, după cum vedeți, în formă de frunză de stejar, și asta e pe două ghinzi. O sculptură a meșterului costă între 20 și 3.000 de lei. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile ruse cu Iulia Budici. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini spectaculoase, ni le puteți trimite pe tvo.md, iar noi le vom transforma în știri. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă. Vă mulțumesc că ne priviți!